Salut, eu sunt Alex și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft în lumea lui Alex, cred că este episodul cu numărul 3. Iertați răceala mea care nu trece de ani buni. Înainte să începem episodul, v-aș ruga să nu ezitați să apăsați butonul de like pentru că știți că mă ajută foarte, foarte mult. Hai să strângem la episodul acesta 400 de like-uri. Ce spuneți? Strângem 400 de like-uri, eu cred că putem. Deci vă rog frumos să apăsați acel buton de like și vreau să vă spun că... Da, episodul trecut v-am mințit oarecum. Ei bine, nu am mai vrut să vă bag în detalii. Nu, ce s-a întâmplat în primul episod? Ei bine, ca să găsesc biomul ăsta a fost nevoie să șterg lumea trecută și să creez o altă lume cu un seed special pentru a mă da direct în junglă. Pentru că pe acea lume nu prea se găsea un biom de junglă. Și am încercat să-mi dau teleport folosind acel finder de biomuri și efectiv am murit. Da, am murit. Filmez? Da, filmeze, nu vorbesc degeaba. Și am murit, ok? Deci am murit aiurea. Și... Na, am pierdut toate itemele. Nu mai știam ce iteme aveam. Doar ce mi-am mai amintit. Și după aia când am creat lumea asta. Dar vă jur că în căutarea mea spre din astea, spre acest biome, eu găsisem acele două villageri cu mâncare și cu tot ce găsisem pe acolo. Și am recreat lumea și mi-am dat itemele pe care le aveam. Pentru că unii ați observat că nu erau folosite pickaxe-ul și cu târnă copul. Deci îmi pare rău, am să nu vă mai bag în detalii, nu e o minciună sau ceva, nici nu știe ce, adică e doar o prostie, pentru că oricum era primul episod, nu era absolut nimic important, aveam 3 târnă coape și 4 morcovi, adică n-aveați de ce să vă temeți, să ziceți că am făcut vreun cheat sau ceva, dar oricum îmi pare rău, poate era mai ok să vă zic și să fie totul mai așa, nu știu, am să nu vă mai complic, să vă explic, să vă las așa, nu știu. Data viitoare o să vă zic, poate e mai ok. Ce-am făcut? Nu vreau să fac asta. Da, mă rog. Oricum, dacă vă amintiți în episodul anterior, noi am găsit diamantele astea. Diamond Helmet și Diamond Boots. Adică am găsit ca să ne facem astea două. Și acum, în episodul de astăzi, o să mergem din nou la minat. Dar mâncare? Am mâncare, bun. Și o să ne luăm și asta. Și încă o chestie, stați două secundele. Ceva ce m-a deranjat la episodul trecut, vreau să scot. E scos. Perfect, tati. Bun. Vezi că nu țin lumina aprinsă, dar o să o aprind episodul ăsta pentru voi. De obicei nu-mi place să o aprind, nu știu, mă deranjează la ochi. Sau cred că nici nu o să o aprind, mă deranjează foarte rău la ochi și nu e plăcut. Dar mă rog, hai să vedem acum. Hai să te creăm undeva o mină, despre asta era vorba în episodul acesta. Pentru că pur și simplu vreau să am o mină care să fie apropiată de casă. Să nu trească să merg kilometri în șir, să mă pierd de loc unde locuiesc eu, adică de copacul meu. Chiar nu vreau să fac chestia asta. Și hello diamonds from the dark side. Bun, nu știu, probabil dacă e cineva nou care vede episodul acesta și zice: wow, de ce găsești diamantele astea? E Hekai mod. Uitați-vă la primul episod și v-am zis că atunci când creez lumea folosesc o comandă, eu o setare a lumii care mă ajută să găsesc diamantele mult mai ușor. De ce fac asta? Pentru că mi se pare absolut absurd să stai pe 3 zile căutând diamante, iar eu nu am timp. Deci dacă vreți ca seria să continue cu episoade zilnice și lucruri de genul acesta și să și progreseze totuși, să nu stăm să ne pierdem timpul cât un episod să în mină să căutăm diamante, adică să avem foarte multe episoade în care să căutăm diamante, ceea ce mi se pare stupid pe mine, cel puțin mă enervează că mă uit la youtuberi care efectiv episoade în șir caută diamante. Pentru că nu faci nimic, te plictisești. Și așa le găsim mult, mult mai ușor. Ceea ce mi se pare mult mai ok. Deci o să găsim diamantele destul de ușor. Plus că nu ăsta este scopul final al jocului, să găsești diamantele. Nu știu ce e ăsta. Ai un fel de piatră specială. Da, deci diamantele nu sunt scopul final al jocului. Pentru că ne interesează să batem Ender Dragon-ul și după să vedem noi ce mai facem pe acolo. Dar Ender Dragon-ul, din câte am înțeles, ăla este scopul final. De fapt, știu că ăla e scopul final, nu din câte am înțeles. Am mai terminat și jocul ăsta, dar mai de mult. Oricum pe single player nu cred că am terminat în viața mea, pentru că nu m-a interesat chestia asta, dar poate să-l terminăm, pentru că văd că vă place. Am văzut și apreciez foarte mult like-urile care s-au strâns la episodul trecut. Să știți că eu mă uit și tot timpul vă citesc comentarii, deci puteți să-mi lăsați comentarii, să-mi spuneți ce vreți, să-mi dați sfaturi, iubesc când îmi dați sfaturi, asta îmi place foarte mult, adică să nu-mi lăsați comentarii iubire, dați și un sfat acolo ceva ca să fie un comentariu cu rost. Bun, o să și prăjim goldul ăsta. Nu mai știu la ce-mi trebuie goldul, că s-au băgat la update-uri, înainte nu-ți trebuia la nimic. Acum chiar nu mai știu dacă îți trebuie sau nu. Vom vedea. Oricum coborâm, sperăm din tot sufletul că o să găsim și noi un shaft, ceva, ar fi super, dar destul de greu.
destul de greu să găsești fix lângă casa ta o mină perfectă. Nu știu, încercăm. O să trebuiască să spargem asta. Nu știu cum vedeți voi acum, eu văd destul de bine. Dar din câte am văzut pe YouTube, nu știu de ce, gama face ca videoclipul să se vadă mai întunecat. Ceea ce e stupid, dar... You know... Oh my god, nu e treaba mea. Asta e treaba YouTube-ului, deci o să încerc eu să fac cât mai luminat pentru voi. Din câte am văzut, se vede bine la voi cu Bright. Deci cu Moody se vede bine doar la mine, dar la voi se vede bine cu Bright. Și tocmai ți-am dat de alte diamante, foarte bine. Înseamnă că ne vom putea face și armură. Eu văd că am găsit niște gol. La gol n-am umblat. Parcă. Primul ce era? De nu era gol, nu era gol primul. Ce era? Ce am adunat prima dată? Că vedeți, n-am, că gen iron? Ăla e iron, măi, nu e gold. Ăsta e goldul. Deci până la urmă la ce mă ajută goldul? Că eu încă nu știu. Aud lavă. Și scheleți. În lava pops încolo. Ok, deci parc bine. Dacă vreau să ajung la lavă. Nu știu, nu-mi dau seama. În stânga. Încoace. Cred că în sus undeva. Sau poate în jos, nu înțeleg, e destul de complicat. Hai că vom găsi noi. E ok pentru că există posibilitatea să găsim ceva interesant, adică o mină. Ceea ce și vreau pentru că nu-mi place să mă plimbă ele. E mai ok dacă găsesc o mină. Bun. Hai să luăm noi coal ăsta, că știți că am nevoie de coal. Adică oricine are nevoie de coal. Dar vreau să văd dacă găsesc mina, asta mă interesează. O, cât de bune sunt în acoperă de diamant. Noroc, acum că am diamante și o să pot să-mi fac cât mai multe. Pur și simplu... Minecraft fără tână copii și mort este micunealta secretă. La popurile încoace, hai. Da, în față. În față mi se pare și mie cu aud, dar nu-mi dau seama dacă în jos sau în sus. Cred că în sus. Sau în jos. În jos, în jos, în jos era, în jos, ok. Ok, dude, I got it, m-am speriat un pic aici, dar nu e nicio problemă. Vom face, uite așa. Super, am găsit și mină. N-am o sabie foarte bună, o să trebuiască să mă bag cu scheleții aceștia fără o sabie foarte bună. Și o să-mi dea destul de mult damage. Hop. Aoleu, o să trebuiască să explodăm creeper-ul ăsta. Bun, l-am fraierit. Ok, o să trebuiască, acum vreau să-mi construiesc repede o scară pentru a putea coborî și urca de aici când doresc eu. Uite, îmi trebuie, nu chiar tot, vreau să cheltuiesc. Uite, cam așa. Să-mi fac. Și cam așa, credeți că, op, iertați-mă. Bun, 15 scări, cred că sunt mai multe decât îmi trebuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11, 12, 13, 14, nu știu, am făcut până sus, dar, a, nici măcar n-am nevoie. Că la mine totul coboară de aici, gen, da, bun. Hai să fac așa, ca să-mi fie mai ușor să găsesc zona unde este scara, unde se află scara, de fapt. Și acum că am umblat un pic pe aici, s-ar putea să mă pierd, deci ar trebui să fac un drumuleț. Deci, așa, și de aici, a, destul de ușor. Și un creeper acolo, nimica prea mult, nu-i creeper. Mi se pare, nu văd foarte bine, v-am zis. Bun, ați văzut și voi că sunt destul de multe lucruri importante, cum ar fi minereurile acelea. Deci o să mergem după minereuri. Îmi place să-mi fac minele mele proprii, în care bag scări și tot felul de chestii astea. Bun, și am găsit și redstone, ceea ce e tare, pentru că cu redstone putem face mecanisme pentru casa noastră din copac, pe care, apropo, o vom extinde. Stați liniștiți. Și hai să facem obsidian, că avem nevoie. Nice. Bun. Punem torțe, uite așa. Și hai să spargem ăsta. Voi mai auziți slavă, eu nu aud. Nu-mi dau seama. Hai să vedem acum, pentru că totuși putem să mergem și Nether destul de repede, ceea ce este super, pentru că deja am făcut rost de obsidian. Da, încă aud lavă, dar în dreapta. Bă, măcar am găsit asta, v-am zis, de aia e bine să aveți subtitrele acolo, pentru că subtitrele vă arată exact unde este ceea ce se aude. Ceea ce este super fain, zic eu. Adică aveți nevoie de chestia asta, eu așa cred, nu știu. Eu personal simt că am nevoie.
Oricum, chiar îmi place activitatea de pe canalul acesta. E destul de faină. Deci, îmi pare rău mie că nu prea am eu timp să postez așa de des. Dar, na, you know, school. Everybody has to go to school sometimes. Bun. 4 obsidiane. Bun. Nu știu câte îmi trebuie exact, pentru că nu vreau să fac un portar din ăla. Ok, deja începe să se... Bun. Nu vreau să fac un portal din ăla economic ca sărântocii să-mi pun cobblestone în colțuri, pentru că mi se pare stupid. Dacă tot îl fac, să-l fac. Chiar dacă, na, e mai logic și economic, dar, știți, uneori e mai bine să nu fie economic și logic. Când, mai ales când e vorba de un joc și nu te doare mâna să mai spargi 4 blocuri în plus. Nu mai știu exact cât îmi trebuie, asta e problema. Parcă 12 sau 13, nu mai știu, în jur de numărul ăla. Ați vedem repede de câte minute filmam neavând un al doilea monitor. Mi-e destul de greu să văd chestia asta de 10 minuțele, ceea ce e foarte bine. Chiar e foarte, foarte bine. Bun. Continuăm cu spartul. Cred că în jos dacă... A, uite, se pare că mai e lava. A, uite că nu mi-a ieșit pentru că lava se mișca. Atât timp cât lava se mișcă, nu mai iese obsidianul. Fuck! Și am distrus lava acolo, dar nu-i problemă. O să încerc să nu mai... Bun, acum o să las lava asta de deasupra. Fiindcă asta vreau, o să stau pe shift ca să nu cad eu în ea. Mănâncă nasul. Și o să fac așa, o să facem un fel următor, o să las lava asta de aici, pentru că cine știe că nu-ți mai ai nevoie de niște lava. Mie îmi place lava, mai ales în joc, chiar arată fain. Mi-a cerut textura, v-am arătat-o, uitați-vă în videoclipurile vechi, adică videoclipurile anterioare, nu vechi, ana. Videoclip vechi înseamnă acum 2 zile, dar videoclipurile anterioare, adică 1 sau 2, nu mai știu în care, cred că chiar nu 1. Da, parcă nu, am arătat textura. Uitați-vă pe acolo că te să o găsiți. Pentru că nu stau soara de fiecare dată. Decât poate într-un live stream sau ceva, nu știu, vedem. Cu ce jocuri o să facem live stream, chiar nu știu. Cred că mai ajung, hai să luăm 14, să fie acolo. You know? Just to be there. Hai că avem destul Am rămas și cu niște lavă pe aici pe afară, ceea ce e foarte bine. Hai să ieșim. Hop, hop. Asta e gold sau era iron, că nu mai știu. Iron, parcă nu, ăsta e goldul, da, și ăsta e iron. Nu contează, luăm ironul. Punem, uite așa. Bun. Și continuăm. Lapis lazuli ăsta. Ăsta e bun. Ăsta e, mamă, ce mișto arată, frate. L-au pus într-o farfuriuță, cred. Nu știu, dar arată super cu textura asta. E destul de mișto textura asta, chiar mă bucur că am găsit-o și că o folosesc. Mă dor capul. De la căștile astea sunt absolut inconfortabile. Sunt ok, de fapt, le țin. O să mi le schimb doar că nu o să am ce face cu banii. Dar în momentul de față am ce face cu banii. Am foarte multe chestii în care trebuie să investesc. Deci nu pot să-mi schimb căștile. Sunt un moft. Ar fi un moft să-mi schimb căștile când eu am foarte multe chestii de care am nevoie să-mi cumpăr. Pentru a-mi continua activitatea pe YouTube cum trebuie. Bun, uite și aici. Destul de multe diamante. Ce zâmbelăi. Foarte bine, e foarte bine că găsim diamante, că vin că găsim diamante, pentru că vreau să-mi fac armură full, v-am zis. Cred că avem destul coal, cred că o să rămân, cred că nu o să mai am ce să mai fac cu el, dar e bine totuși să iei cât mai mult. You know, just to be there, să avem coal acolo, mai ok așa. Oh, am avut impresia că sunt la CS și făceam banii hop și de-aia am dat din will. Bun, hai că am luat aici. Cât avem? 20, bun. Uite și acolo. Parkour. Încă mi-a rămas skill-ul de parkourist în mine. Level 15 nivele, super, super tare. Găsim o mină super șmecheră de a trecut. Nu știu dacă mai țineți voi minte. Acum mai bine nu mai știu exact unde este, dar mă rog, you know. Ok, am găsit niște redstone care o să arată, da, nu mă duc acolo. Bun, hai să vedem pe aici ce este. You know, maybe some diamonds, bun. Ce de diamante. Chiar sunt multe. Bun, și niște redstone. Hai să luăm, că asta e destul de ușor de luat. Nu trebuie să ne facem griji. Mai punem, uite, stați așa. Că vreau să mai urc să văd. Încă diamante, v-am zis că se găsesc foarte ușor. Ceea ce e foarte bine, pentru că asta este stupid. După părerea mea, se găsesc mult prea greu.
Și de-aia au și băgat ei funcția asta ca tu să poți să-ți dai cât de rapid vrei să găsești diamante. Tot în primul episod, dacă vreți să vedeți cum să faceți chestia asta, aveți găsi în primul episod. Bun, hai să nu umplu inventarul. Mi-aș băga niște moduri, ar fi mult mai interesant, dar vreau să fac întâi seria asta de vanilla Minecraft și după dacă ei vom face și un Minecraft cu moduri, pentru că îmi place foarte mult Minecraft-ul cu moduri. Nu știu ce părere aveți voi, dar mie personal îmi place mult mai mult decât vanilla-ul. Dar am zis că întâi și întâi trebuie să facem un Minecraft vanilla. Plus că vouă vă place. You know. Bun, hai să spargem. Au! Spargem asta în continuare. Da. Nice. Deci, bun, de câte minute filmăm? 15 minute. Da, de obicei îmi place să fac episoadele scurte, cam de 15 minute. Exact ca acesta, cu toate că uneori parcă ar fi bine să le țin mai mult. Nu-mi dau seama. Acum eu știu. Vreau să spuneți în secțiunea de comentarii câte minute credeți voi că trebuie să aibă videoclipurile mele? Cam la câte minute de videoclip sunteți voi dispuși să vă uitați? Puteți să spuneți asta în comentarii, am să țin cont de fiecare comentariu. Pentru că vreau să știu. Că în momentul de față chiar nu știu chestia asta, știți, și nu știu cum să zic, m-ar interesa să nu fac videoclipuri nici prea lungi, nici prea scurte, să le fac potrivite. Deci chiar vă rog frumos să îmi spuneți asta în comentarii. Uitați aici cum curge lava. Câte diamante și aici. Mama, ui papito. Cred că ne facem full diamonds cu siguranță. Mă interesează să-mi fac un set de unelte de diamant. Adică să-mi fac de toate. De-aia e ok că tot găsim. Lol. Am auzit acolo un păianjen. Și nu-mi plac păianjenii. Hop. Hai că am luat tot. Mie acum să nu mă pierd, pentru că vedeți și voi. Nu mai știu unde ca, nu mai știu pe unde ieșeam. Dar facem progrese, facem progrese, definitely facem progrese. Și cred că pe aici, pentru că am lăsat urmele cu, vedeți voi, cu astea. Da, și pe aici drumul, mi-l amintesc, uite așa. Bun. O să iasă un pic mai lung episodul ăsta. Oricum voi puteți vedea cât de lung e, că na, sunteți pe YouTube. Și parcă trebuie să urc, nu mai știu dacă trebuie să urc sau trebuie să cobor. Parcă trebuie să cobor. Și pe aici, uite scara, bun. Hai acum ce vreau să fac. Doamne, ne facem armura full. Hai să facem armura full de acum. Vedem cum arată, că sunt curios și eu. Diamond chest plate și diamond leggings. Hai să vedem. Punem chest plate-ul și punem leggings. Wow, sunt un dovleac atât de șmecher acum. Chiar sunt un dovleac șmecher. Și trebuie să mâncăm și niște carrot. Dar trebuie să urcăm sus acum. 20 de nivele este foarte, foarte bine. Și putem să ne facem și un urcat prea mult. Putem să ne facem și un enchantment table, ceea ce este super bine, pentru că o să vă arăt eu de ce. Exact. De ce putem să facem un enchantment table și la ce mă refer când spun chestia asta. Pentru că în satele acelea eu găsisem cărți. Deci nu avem nevoie de sugar cane și nu o să trebuiască să-mi fac încă o plantație dacă vreau să-mi fac enchantment table, ceea ce este foarte bine. Pentru că știți că nu găsesc cărți, de fapt le-am spart eu cărțile lor. Și îmi place că plouă foarte des aici. Părerea mea, e genial când plouă în Minecraft, nu știu, mi se pare super. Hai să urcăm. Chiar mi se pare un environment șmecher. Bine, și în realitate mie îmi place când plouă, deci în Minecraft-ul este așa un surplus. Mai ales că, hai că sunt prost rău de tot, mă uit, nu știam unde să mă mai uit, m-am pierdut în spațiu. Dar e bine, hai că am ajuns. Ok, o să începem noi să customizăm casa, să arate mai frumos. Deocamdată e destul de basic. Arată boring așa. Adică nu prea arată deloc bine. Bun, hai să punem totul și să începem să ne organizăm. Bun, putem să luăm ăsta și să-l aruncăm. Ah, nice. Camera să mor. Noroc cu liana aceea care m-a salvat. De fapt, nu cred că muream. La armura pe care o am era destul de greu să mor. Hai să luăm ceea ce ne trebuie în momentul de față. Furnalul nu ne trebuie, că avem furnal aici. Sau putem să-l punem și pe ăsta să ne mișcăm mai repede, cred. Da, să avem două furnale, 12. Hai să luăm tot coal-ul. Punem aici și din ăsta facem jumătate. Și punem, uite, aici jumate și aici jumate. Bun. Și uite, într-un de ăsta vreau să prăjim niște cartofi pentru mâncare. Și vreau și gold. Prăjim și noi chestiile pe aici, vedeți voi. Și vreau bețele pentru a-mi termina uneltele. Îmi trebuie sabie. Ce sabie frumoasă! Chiar e frumoasă sabie. Facem și topor. Și lopată. Le avem pe toate.
Mă asigur eu că le-am pe toate. Așa. O să facem și portalul. Hai să vă cum facem cu portalul. Pentru început v-am zis, nu o să fie cine știe ce, casa noastră o să fie mai mult așa, you know, just to be there. Adică să nu, nu o să fie prea frumoasă, la început o să fie doar folositoare. Că na, nu se merită să fac ceva frumos deocamdată. Și am rămas fără lemn. Fuck. Nu știu exact cum se face un book, enchantment table. Da, bănesc o să aflăm. O să aflu în scurt timp, dacă vreau. Na, intru pe Minecraft Wiki oricând și aflu. Hai măi, nu pot să fac și asta. Bun, și uite aici vreau să fac repede, repede portalul. Uite, una, două, trei blocuri. Nu vreau să fie prea mare, că n-are niciun sens. Trei blocuri. Fac tot felul de insulițe din astea. O să vedeți voi despre ce vorbesc. Fac insulițe pentru că pe insulițe o să am ba o fermă, ba un portal, ba, ca să nu pun totul. Dude, am rămas fără material. Păi și cum mă descurc fără material? Cred că aș putea pune piatra, dar n-ar arăta la fel. You know? Deci cred că o să trebuiască să mergem să facem rost de material, adică de lemn. Filmăm doar de 20 de minute, încă avem timp, ok. Bun, coboară. Bun, gâtul meu. Hop! Nu, scheletule, mă vei lăsa în pace pentru că dau mult damage pentru că am sabie de... sau pot să-ți dau așa, you know, și... Bă, dar câtă viață aveți? I-a făcut prea puternic pe schelet și nu e ok. Hai să spargem copacii. Învățasem un fel prin care poți să tai copacii, lol. Dar nu mai știu cum exact. Uite așa, parcă, nu? Da, cred că fac bine. Parcă așa tăiam copacii. Da, e ok. Oricum ăsta e uriaș și na, nu o să... Sau hai să-l tăiem pe tot, dacă tot am început. O să dureze o veșnicie. Da, măcar îl tăiem, you know. Și facem rost de mult, mult lemn. Wow, deci chiar o să dureze chestia asta. Prea imens copacul ăsta, frate. Uite în sus. Și am cam ajuns în vârf, nu-i așa? Da. Lol. Uitați-vă câta copacul am tăiat. Hai mă, taie. Bun. Mamă, ce bine mă descurc. Mai leu, dar chiar mă descurc bine. Adică uitați-vă câte de astea mi-a dat dintr-un singur copac. Jungle Woods este preferații mei, de-aia mi-mi place să fiu în jungle. Mi se pare cel mai tare. Și casa, stați că nu mai găsesc. Acolo e platforma? Da. Bun, hai să mergem. Vreau să folosim ăsta, îl transformăm în lemn prelucrat. Pentru că noi de lemnul prelucrat avem nevoie. Și pe aici urcă, da. Bun. De ce am auzit lavă? N-ar trebui sau lavă. Nu știu, am auzit un pic de lavă, că ați auzit și voi. Ai mis să plecați și acum eu sunt sigur că asta ceea ce este destul de nașpa. Adică eu o senzație ok, dar e nașpa că poate să vină peste tine oricând ai mei. Poate să vină peste noi oricând ai mei și să-mi întrerupă filmarea. Și nu-mi place chestia asta, adică ori filmez și eu ca Barosan, ori nu filmez. Bun. Și uite aici, vom face asta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Așa parcă, nu? 1, 2, 3, 4. Da, și 1, 2. Băi, luasem fix, perfect. N-am flint. Oh my god, cred că găsesc în apă, dacă nu mă înșel. Nu știu exact. Hai putem să încercăm. Ah, Geronimo! Hai să mănânc, că rămân fără din asta. Între mâncare. Și să mă duc până în apă. Pentru că îmi trebuie flint. Dar oare este gravel aici în apă? Că nu-mi dau seama. Uite, asta e gravel? Nu, e piatră. Voi vedeți gravel pe undeva? Nu văd. A trebuit să fie. Uite și hurricane. Dar eu de gravel am nevoie pentru a putea face flint-ul. Știți care chestia? Nici nu realizez prea bine cu textura asta. Deci cred că o să ne punem un pic pe default. Pentru că mi-e destul de greu cu textura asta să văd blocurile cum sunt. Uite acolo. A, uitați-vă cât gravel e, dar eu nu-l vedeam pentru că nu-mi dau seama după texturi. Hai să vedem dacă pică. Deja a picat un flint, yay. Foarte rapid. A, și deja nu mai plouă. Cioa, ce tare. Bun, putem să punem înapoi textura, atâta m-a interesat. Sunt curios cum arată gravel-ul. Are o formă oarecare, adică seamănă cam cu tot. Și de aia nu prea îl distingi ușor. Uite și căsuța noastră. Păcat că nu mai plouă. E un environment frumos când plouă, dar dacă nu mai plouă aia e
Acum putem să dăm drumul la portal, ceea ce e fain, deci putem să intrăm în Nether ca niște baroșani. Și hai să vedem dacă avem noi o bucată de fier. Da, avem, superb. Hop și hop și avem flint and steel. Bun, punem flint and steel-ul. Puh! Noi, să avem propriul nostru portal către Nether. Asta este primul lucru pe care îl facem astăzi. Bun, și să facem și o poză pentru thumbnail. You know. Uite așa. Pop. Gata. Hai să intrăm în Nether, in the Nether pentru prima dată. Ne luăm achievement-urile destul de repede deja, deci voi pe al treilea episod. Dar da, așa e când dai de diamante mai ușor, adică se mișcă totul mai rapid puțin. Bun, și am intrat și deja găsim niște din ăsta cu care poți face lucruri frumoase, din câte mi-amintesc eu. Quartz parcă, nu? Nether quartz, exact. Vedeți că mai știu? Mai știu de când mă jucam și eu pe serverele de Factions, când eram mai mic. Acum nu prea mai mă joc. Da. Nu mă duc să mă bag cu nimeni, nu o să mă duc să caut absolut nimic. Vreau doar să explorez un pic, să vedem cam cum stăm, cum arată Nether-ul nostru, de fapt spawn-ul nostru de Nether, pentru că spawn-ul e important, adică cam cum arată locurile. Vedeți, aici avem foarte mult... nu e lavă, nu e glowstone. Uite că pot să iau pe aici, dar n-am în jurul meu... Ținem pe 12 ancuri. N-am în jurul meu ceva interesant, ca să zic așa. Nu prea e nimic interesant, sincer. Nu prea e nimic interesant, o să mergem înapoi. Chiar absolut nimic nu e interesant. Deci avem un Nether destul de prost, dar you know, putem să facem rost de capetele de Wither pentru Wither. Oricum, mi-a terminat jocul, nu prea ai nevoie de chestia asta, dar oricum. Sunt destul de slab la faza cu capetele de Wither și toate chestiile astea. Dar, bun, s-a prăjit goldul bun și ăsta, wow! S-a prăjit pățeițăul, dar, doamne, cât coal poate să consume, tot 37? Like, holy shit, you gotta be kidding me. Cam multicel, mai punem și noi acolo câteva. Oricum îl fac rost de el ușor. Așa, avem astea și următorul lucru pe care aveam să-l fac, oricum, episodul e cam lung și cred că o să-l terminăm aici pentru că nu prea mai avem ce să mai facem, deci ne-am descurcat cu tot, am făcut portalul de Nether, suntem full diamond și urmează în episodul următor, cred că să facem ferme, cred că o să ne apucăm de ferme. Pentru că mă interesează să fie și frumos, nu vreau să mă grăbesc să termin seria. Mă interesează să fie o serie frumoasă, să vă placă. Sau doar cred că în episodul viitor vom face peretele abonaților. Cred că e mai importantă chestia asta, nu-i așa? Da, este de 10 ori mai importantă. Deci o să trească să culegem foarte multe lemne. Vreau să vă mulțumesc mult de abonanții acordată. Eu am fost Alex și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!